Directorul școlii gimnaziale din Bratovoiești, Gabriel Licșor, a fost înregistrat în timpul unui consiliu profesoral când afirma că s-au strâns bani de la părinții elevilor pe care i-a folosit pentru a plăti persoane neautorizate din exteriorul unității de învățământ care să execute diverse lucrări. Printre altele, din înregistrarea respectivă reiese că pe lângă unele materiale de construcție pe care le-a cumpărat, s-au achiziționat băuturi alcoolice și țigări pentru muncitori. Au fost 15-20, nu mai rețin exact, câte o bere, nu? Deci au fost 10 mai căruțași. Păi știe domnul Pricopie că trebuie să le dăm. Toate scumpe au fost 1.400.000, 1.800.000 a costat supă și cu asta cele 8 zile aproximativ cât au lucrat aici. Că nu mai reține exact că dar nu mai reține, dar știu că au primit, că asta a fost condiția, fiecare zi să aibă și succes, dar ce muncim cu țigările de la noi, zice. M-am ales că mă luase atunci în vizor cei de la Gazeta de Sud, m-am mirat ce să fac. Și am făcut și o improvizație aia, bidoanele alea de plastic, cu chiuvete și cu asta, da? Deci cheltuielile totale pe care le-am făcut se duc undeva la 26 de milioane. Iar noi avem strâns câte vreo 31 de milioane. Deci mai sunt din acești bani, mai sunt circa 5 milioane. În fața camerei de luat vederi, directorul recunoaște doar parțial ceea ce s-a întâmplat cu banii din fondul școlii. Mai întâi, acesta a acceptat cu greu ideea că s-au strâns bani de la părinți pentru acest fond. Au contribuit și părinții la aceste toalete? Nu. E vorba numai de bani de la primărie. Da, în școală nu s-a strâns un fond al școlii, fondul școlii din care să se dea anumite... Nu s-au dat niciun leu aici, nu. Nu s-a strâns fondul școlii în școala Bratovoiești? Au mai strâns părinții, au mai ajutat așa, să zicem, a fost nevoie să cumpărăm benzină, să zicem, să tăiem niște lemne pentru școală. Despre berea și țigările cumpărate muncitorilor, domnul Licșor ne-a spus că aceste cheltuieli au existat, dar le-a făcut cu bani din propriul buzunar. Și s-a mai dat și altceva la acei muncitori? Banii de la părinți. Păi, gen bere, țigări? Păi am mai dat, că eu ca director până la urmă a trebuit să stau lângă dumnealor să mai dau. Ba o bere, ba o țigară, ba un suc, ba... Așa se procedează când ai meseria și... Practic, muncitorii pe care directorul i-a adus la școală au venit să efectueze lucrări de igienizare și reparație. Acest lucru s-a făcut cu bani din fondul școlii, deși pentru acest lucru erau bani alocați de la primărie. Dar de la primărie n-aveți un buget pentru cheltuielile administrative? Avem, dar niciodată bugetul respectiv nu este suficient. Am înțeles. Păi și cât v-a alocat primăria și nu v-a ajuns? Suficient. Păi primăria ne-a alocat circa 40.000, dar din astea 40.000 a trebuit să... Facem foarte multe reparații. Ca de exemplu? Igienizări la toate școlile, că sunt 7 unități care... Păi a zis că i-ați plătit pe muncitori la igienizări cu 100 de lei din banii părinților. Păi bine, dar materialele nu le luați în calcul. Totuși, din înregistrarea de la Consiliul Profesoral, reiese că materialele respective, tot din fondul strâns de părinți, au fost cumpărate. Instructorului care a făcut ușile atât la grădiniță, a mai cumpărat niște adeziv pentru grădinița de la Bratovești, deci 36 de lei adeziv. Iar o cutie de vopsea și un diamant pe care a trebuit la făcut să pună geam, butoarele pe care vă vorbi, care au făcut 80 de lei, cuvetele de inox care au făcut 100 de lei. În prezent, în școala din Bratovoiești se efectuează lucrări pentru realizarea unor noi grupuri sanitare, de data aceasta, după spusele directorului, cu o firmă plătită de primărie. Muncitorii care lucrează acum spun că își cumpără singuri țigări. V-ați luat țigările din bani proprii? Poftim? Țigările din bani proprii? Da, da. Și berea? Berea să le consum, eu nu consum. Da, da, știu.